Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătoasă. Rugăciune pentru aflarea curajului a Sfântului Nicolae Velimirovici. Verde este chiparosul și vara și iarna. Miroase busuiocul și vara și iarna. Taie semiei și vara și iarna. Păziți-vă de lup când se năpustesc asupra voastră unul din față și altul din spate, ci mai vurtos de două păcate să vă păziți, frica de cel păcătos și disprețuirea celui păcătos, căci verdeața voastră ca verdeața salciei va pieri și mireazma voastră în duhoară se va preschimba și zmerenia voastră în mândrie se va preface și cei păcătoși de-ai lor vă vor socoti. Voi, dreptilor, păcatul neputință este și frica de păcătoși, frică de neputincioși este. Păcătosul se teme de dreptul cel mort din lăuntrul său și de două ori mai tare de dreptul cel viu de lângă dânsul. Să nu vă temeți de cel ce se teme de voi de două ori mai tare. Aoare nu este Domnul vitejia dreptului? Aoare nu este Domnul cel atotputernic, voievodul oștirii drepților. Cu adevărat mică este dreptatea celor ce stau lângă cel tot puternic și se tem de cei atot neputincioși. Dacă dreptatea voastră este dreptatea lui Dumnezeu, puterea voastră este putere dumnezeiască. La început, puterea dumnezeiască li se pare celor păcătoși slăbiciune, căci este prea blândă, milostivitoare și îndelung răbdătoare, dar la sfârșit, când vine dumnezeiasca biruință, Păcătoșii văd îngroziți cum casa lor, cu temelia surpată de apă din adâncuri, se cufundă fără de scăpare. Ca iarba crește biruința lui Dumnezeu, încet și tăcut, dar odată crescută nu mai poți nici călca, nici cosi. Turmă fără păstor sunt păcătoșii, nu însă și voi, și când păstorul vă lasă, nu vă lasă spre a vă părăsi, ci spre avă cerne, cosită deasă. Curând păstorul vostru se va întoarce și veți muri de rușine că l-a strădat. Voi, drepților, păcatul boală este și disprețuirea păcătoșilor este disprețuirea celor bolnavi. Cine dă din sănătatea sa bolnavilor, acela sănătatea își înmulțește. Disprețuirea bolnavilor surpă din temelii sănătatea celui sănătos. Păcatul stă la masa celor ce se tem să șadă la masa păcătosului. Păcatul intră în casa celor ce se tem să intre în casa păcătosului. Cel ce face cale întoarsă ca să nu se întâlnească cu un păcătos, se întoarce acasă încărcat de păcat. Puneți câte o strajă la fie ce poartă a sufletului vostru, ca să nu intre mândria în biserica voastră, căci dacă intră, va stinge dintr-o fă... dintr dată făcliile tuturor vârtuților voastre și veți fi ca un burduf plin cu vin când este înțepat cu acul. Scurtă este această zi a vieții, dar adevărată, adevărata viață nu cunoaște noapte. Cel ce moare din pricina păcatului într-o această zi, muriva cu moarte și ce nu cunoaște ziua. Voi, dreptilor, urmați fără istov o școală după alta. Cel ce îi o școală a dreptății este trimis de Dumnezeu la una mai înaltă și mai grea, Păcătosul se chinuiește cu neînvățătura, dreptul se chinuie cu învățarea. Însă cu adevărat chinul dreptului mai dulce este decât chinul păcătosului, precum mai dulce este întoarcerea în patrie decât șederea într-o țară străină. O prea milostivă cerească născătoare de Dumnezeu păzește pe toți cei ce au apucat pe calea dreptății, ca nu cumva să se teamă de păcătoși sau să-i disprețuiască pe păcătoși ca nu cumva teama să-i facă trădător de Dumnezeu și disprețuirea păcătoșilor să-i facă ucigași de oameni, ca nu cumva păruta lor dreptate să fie doar un pisc de unde mai adânc în prăpastie să cadă. Amin.